Bună dimineața, așa cum spuneam și dumneavoastră. Astăzi este Ziua Internațională a Fericirii, astfel încât vă doresc tuturor să aveți o zi plină de fericire astăzi. De ce nu cât mai multe zile pline de fericire, dar măcar astăzi să ne amintim cu atât mai mult că oamenii trebuie să fie fericiți. Ca și subiecte pe ordinea de zi a acestei conferințe, mi-am propus să discutăm iarăși despre această taxă suplimentară pe care trebuie să o plătim cel mai probabil începând cu această lună pentru depozitarea deșeurilor la Girov. Avem hotărârea Consiliului Județean numărul 46 din anul 2017 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 72 din 2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, prin care se hotărăște la articolul 1 aprobarea unui tarif de 154,41 de lei pe tonă, inclusiv TVA, începând cu data de 1 martie 2017. Noi, în continuare, facem demersuri pe lângă Ministerul Mediului pentru a aduce sau a modifica tarifele la acel tarif de 80 de lei la, pentru mediu la deșeurile depozitate în gropile ecologice. Sperăm să avem șanse de izbândă, mai ales că joi am înțeles că va fi la Piatra Neamț o ședință de guvern comună și atunci poate vom reuși să sensibilizăm Ministerul Mediului pentru regândirea acestei taxe de 80 de lei, care, vă spuneam, poate duce cel puțin la dublarea tarifelor la deșeuri. Eu sper să reușim să ca acest demers, inclusiv prin acea interpelare depusă de domnul deputat Leoreanu, să-și facă auzit glasul, astfel încât tariful pentru depozitarea deșeurilor să nu crească chiar atât de mult. După cum bine știți, de săptămâna trecută am supus dezbaterii publice bugetul municipiului Roman. Pe site-ul primăriei municipiului Roman și mai mult decât atât și în formă fizică la biroul unic, dar pentru o mai bună transparență și comunicare am invitat mâine, începând cu ora 13, consilierii locali la sediul primăriei municipiului Roman în această sală pentru a discuta împreună varianta de buget pe care am propus-o și dacă vor mai fi mențiuni de făcut pe marginea acesteia, să putem să le facem până când vom supune dezbaterii publice sau aprobării hotărârii Consiliului Local acest buget. Și noi ne dorim să îi ascultăm pe toți consilierii și să aibă posibilitatea să spună sau să nu spună în ședință că nu au fost informați sau nu au sau nu au fost întrebați. E o practică care s-a mai făcut în trecut și nu e practic niciun element de noutate, de aceea cred eu că va fi binevenită această întâlnire. Astăzi este ultima zi de înscriere pentru tichetele sociale. Avem până în momentul de față 2973 de solicitări depuse. Iar începând de săptămâna viitoare, de luni, 27 martie și până pe 14 aprilie, vom demara procedura de înmânare a acestor tichete către persoanele care beneficiază de această formă de sprijin social din partea primăriei municipiului Roman. Ca și un element de noutate în activitatea Direcției de Taxe și Impozite Locale, vreau să vă anunț că începând de astăzi am implementat un sistem nou de programare la plata taxelor locale. Pentru cei care nu plătesc online,
se pot prezenta la ghișeul de taxe și impozite locale. Avem un aparat care oferă un număr de ordine și persoanele nu trebuie să mai stea în picioare, la coadă. Le-am pus la dispoziție o serie de băncuțe, de scaune, astfel încât să-și aștepte ordinea prin cele două birouri pe care le avem în cadrul Direcției de Taxe și Impozite Locale, acolo unde se achită efectiv taxele. Acel aparat, atât vizual cât și fonic, anunță persoana care urmează. E o perioadă de acomodare pentru cetățenii municipiului Roman. Chiar dimineața, când am intrat în primărie, erau deja 6 persoane care își luaseră numărul de ordine la ora 8:10 și stăteau în continuare în picioare. Le-am spus că nu mai e cazul să mai stea în picioare, pot să stea fără nicio problemă pe băncuță. Dacă vor, între timp, pot să meargă, eventual dacă au ceva de făcut în zonă sau la un alt birou, nu trebuie să mai aștepte neapărat acolo, pentru că nu își vor pierde rândul, ci în momentul în care va ajunge numărul de ordine respectiv, va fi anunțat, așa cum vă spuneam, atât vizual cât și fonic, pentru a putea intra la acest birou. Am văzut că săptămâna trecută s-a creat o întreagă dezbatere în mediul online legat de faptul că mi-am plătit taxele și impozitele la Roman și am stat și la coadă. Nu e primul an în care fac acest lucru, în fiecare an am procedat de aceeași manieră. Ca element de noutate, anul acesta mi le-am plătit cu cardul. Niște proprietăți și la Iași. La Iași le-am plătit online, pentru că mi-a fost mai greu să mă deplasez acolo. Iar aici a trebuit să plătesc și pentru alți membri ai familiei. Avem o serie de bunuri în coproprietate, drept pentru care mi-era mai greu să apelez la metoda de plată online. Metoda de plată pe care eu o încurajez și cred eu că tinerii cei obișnuiți cu era informatică pot fără nicio problemă să beneficieze de acest sistem de plată online. Vreau să fac o precizare și pentru dumneavoastră presa. A fost o pură întâmplare că un coleg de-al dumneavoastră s-a nimerit pe holurile primăriei. Eu chiar i-am spus atunci că de ce n-a venit mai devreme, când eram mai pe la coadă, nu când ajunsesem în față, mai întârzia puțin și nici nu mai prindea. Dar nu cred eu că trebuie să facem un subiect și nici am transformat eu în cine știe ce erou, că am stat la coadă să-mi plătesc taxele și impozitele. E un gest de normalitate, așa cum vă spuneam, l-am făcut în fiecare an și nu am vrut să fie un gest de bravură în acest an mai mult decât a fost în ceilalți ani. Chiar v-aș invita după conferința de presă să mergem să vedem și acest sistem de programare, cum funcționează și pentru a vedea în ce măsură este benefic pentru cetățenii municipiului Roman. Sigur, acest lucru doar dacă îl doriți și dumneavoastră. O altă activitate programată pentru această săptămână se referă la ora Pământului. Municipiul Roman s-a alăturat și în acest an acestui eveniment, ora Pământului, care își va desfășura activitățile acestei ediții sub motoul Dăruiește naturii din energia ta. Romașcanii sunt invitați să stingă luminile pe 25 martie între ora locală 20:30, alături de alte 7.000 de localități din peste 160 de țări. Noi vom organiza diferite manifestații la nivelul municipiului Roman, astfel încât, începând cu ora 20:15, am propus organizarea unui tur ciclistic. Fac precizarea că la acest tur ciclistic voi participa și eu împreună cu familia, însă, din păcate, trebuie să anunț că unul din membrii familiei mele nu va putea lua parte la acest eveniment, întrucât legislația prevede ca la acest eveniment să participe persoanele începând cu vârsta de 14 ani.
drept pentru care vom fi prezenți numai 3 din 4. Vă spuneam de traseul pe care se va desfășura acest circuit ciclistic, piața Roman Vodă, de lângă primărie. Vom porni către, pe bulevardul Roman Mușat, spre sensul de mers hotel. Vom coborî pe strada Bogdan Dragoș, Abator, bulevardul Republicii, strada Primăverii, strada Ion Nanu, strada Mihai Viteazu, strada Eternității, bulevardul Republicii, strada Ștefan cel Mare, Dobrogeanu Gherea, bulevardul Roman Mușat și din nou piața Roman Vodă la statuie. Doritorii care vor participa la acest eveniment trebuie să știe că trebuie să-și doteze bicicletele cu echipament pentru circulația pe timp de noapte pe drumurile publice și de asemenea trebuie să aibă vestă reflectorizantă și toate celelalte echipamente necesare pentru circulația în condiții de siguranță. După acest circuit ciclistic vom aprinde în fața statuii Roman Mușat candele care vor contura simboluri ale campaniei Orei Pământului. O decizie pe care am luat-o în cursul acestei dimineți a fost legată de faptul că mi-aș dori ca zona de picnic din complexul Moldova să fie deschisă mai devreme. Vă anunțam săptămâna trecută ca și intenție data de 1 mai. Însă, urmărind prognoza meteo și având în vedere și perioada sărbătorilor pascale, am dat dispoziție să se facă toate demersurile necesare, astfel încât, începând cu data de 1 aprilie, zona de picnic să fie funcțională, astfel încât, în condițiile în care temperaturile vor fi potrivite, romașcanii să aibă deja posibilitatea să iasă după această iarnă lungă la o iarbă verde, la un grătar, în zona noastră de picnic. O altă activitate pe care o vom începe în aceste zile la Direcția de Administrare a Pieței am luat decizia de a începe curățenia de primăvară prin spălarea zonelor de tarabe, a acoperișilor, mici reparații care mai trebuie făcute în zilele de luni, miercuri și joi pentru a nu deranja celelalte zone de târg, unde vom interveni cu turbojet pentru spălarea culoarelor, a tarabelor și a pereților acestei clădiri. Iar în 2 săptămâni îmi propun ca această activitate să fie finalizată. O altă discuție care a apărut din întâlnirea din ședința de dimineață a fost legată de mutarea comercianților de vechituri din zona Aprodu Arbore, Aprodu Purice, în bazar. Practic, noi acolo ne dorim un comerț modern, sigur că are farmecul său și acest comerț cu vechituri, însă din sesizările Poliției Naționale, a Poliției Locale și a populației municipiului Roman, se pare că în acest segment nu se vând doar obiecte de anticariat, ci din contră și-au locul tot felul de poți până la urmă. Foarte multe sesizări mi-au venit că s-au furat din anumite depozite drujbe, bormașini, care au fost identificate ulterior în acest perimetru. Și am vrea să stopăm acest eveniment. Ba mai mult, acolo au loc și acte de comerț cu haine total improprii pentru acea zonă. E foarte plăcut și eu am fost de multe ori să văd, cel puțin în trecut, când eram în bazar, acest comerț cu obiecte de anticariat, cu ferătanii vechi, dar nu cred eu că trebuie să transformăm străzile din municipiul Roman într-un comerț ambulant, total nepotrivit. Ba mai mult, cei care fac acest comerț nu au nici acte pentru acele mărfuri, pentru a face aceste tipuri de comerț, cred, și de aceea e mai bine să reglementăm această
situație. Vom începe chiar de astăzi o altă activitate. Mi-o propusesem mai de mult, dar știam că vor mai veni ploi. Vom demara spălarea străzilor în municipiul Roman. Am luat legătura în această dimineață cu operatorul de salubritate. Am recomandat prima dată spălarea de 2 ori cu turbojet pentru îndepărtarea materialului grosier care se află pe carosabil și abia ulterior vom trece la spălarea cu detergent când vom fi înlăturat mare parte din praful existent pe carosabilul din Roman și de asemenea va trebui să intervenim și în zona trotuarilor, cel mai probabil vom interveni noaptea pentru că există sectoare unde se află pietriși pe trotuare, probabil de pe din perioada de iarnă când am împrăștiat material antiderapant pe trotuare și vom începe să-l îndepărtăm. O altă problemă pe care ne-au sesizat-o cei de la APASERV se referă la datoriile pe care le au o serie de asociații de proprietari. Nu sunt multe, sunt câteva probleme punctuale. Am promis că mă voi implica de partea romașcanilor pentru a nu suferi în această perioadă și pentru a nu se face debranșări la aceste asociații de proprietari. Voi avea discuții cu reprezentanții acestor asociații, însă și proprietarii din aceste mici imobile trebuie să înțeleagă faptul că au obligații, atâta timp ce ai beneficiat de un serviciu, trebuie să și plătești pentru el. Vă spuneam, probleme nu sunt foarte multe, o parte din asociații și-au făcut eșalonări cu APASERV și le-au îndeplinit și le-au respectat și au ajuns cât de cât la zi, dar mai sunt și o serie de asociații care au rămas în urmă și care trebuie să se țină până la urmă de aceste obligații pe care le au și să vină cât de cât cu plata facturilor cât mai aproape de facturile curente. În această săptămână vom sărbători 3 personalități ale urbei Mușatine și le doresc atât lor cât și tuturor locuitorilor municipiului Roman un sincer la mulți ani. Vom începe chiar astăzi prin a-l aniversa pe domnul profesor Iancu Wexler, născut pe 20 martie 1933. A urmat cursurile școlii primare la Roman și la Liceul Roman Vodă. Este absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filologie, promoția 1957. Un pedagog desăvârșit, a predat timp de 39 de ani limba și literatura română în școlile și liceele romașcane, este președintele comunității evreilor din Roman și vreau să vă anunț pe această cale că astăzi, undeva în intervalul orar 11:30-12, mă voi deplasa la sediul comunității evreiești pentru a-l felicita personal. Un alt sărbătorit al acestei săptămâni este domnul profesor Gheorghe A.M. Ciobanu, născut la Roman în ziua de bună vestire a anului 1925, pe 25 martie, profesor, eseist, publicist, timp de jumătate de secol a predat numai puțin de 60 de discipline. În anul 1997, alături de alte distincții naționale, i s-a atribuit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman, iar în anul 2000 a primit medalia jubiliară Eminescu. În semn de prețuire pentru întreaga activitate, în anul 2015 a primit din partea reprezentanților administrației publice locale cheia municipiului Roman. Și un alt sărbătorit al acestei luni este înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt preasfințitul Ioachim s-a născut la 29 martie 1954 în comuna Stănița, județul Neamț.
El este cel care coordonează și activitatea social-filantropică a Fundației Episcop Melchisedec Ștefănescu din Roman, în cadrul căreia s-a înființat în 2009 Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate Episcop Melchisedec și Centrul Social Multifuncțional Episcop Melchisedec. Cam atâta am avut eu să vă prezint astăzi, în rest aștept întrebări punctuale, după care aș vrea să vă fac o invitație dumneavoastră, reprezentanților presei, să mergem în parcul de lângă Muzeul de Artă, cu siguranță, dacă doar cu condiția să vă doriți, să plantăm cei 10 arbori pe care îi avem destinați pentru această zonă. Vă mulțumesc! Câteva întrebări aș avea. Îmi spuneați despre ora pământului că vă face un bicicletele. Există posibilitatea de a înscrie persoanele care doresc să vină la acest tur? Da. La doamna Irina Scorțanu, la compartimentul de mediu. Să înțeleg că nu se oprește circulația, ci va fi în paralel. Vom avea sectoare de drum unde va fi oprită pe străzile mai înguste, în rest vom avea antemergători de la poliția locală. Ați vorbit despre faptul că mâine discutați cu membrii Consiliului Local bugetul municipiului. Majorările salariale, am înțeles că sunt principalul motiv pentru care banii pentru dezvoltare nu sunt la fel de mult ca anul trecut. Aș vrea să vă întreb dacă pentru măcar pentru studii și proiecte aveți alocate niște fonduri, pentru că ați spus dumneavoastră în anul domnului că vă doriți să faceți piața. Și din față ar fi un subiect proiect. Da, cu siguranță toate acele discuții pe care le-am avut în urma consultărilor publice au fost prevăzute în acest buget, iar în lista obiectivelor de investiții, la capitolul studii și proiecte, se află și acel studiu pentru piață. Ce rezolvă mutarea în bazar? N-ar fi poate mai bine ca Poliția Națională să vă dea o listă cu acei hoți care de fapt vând pe prada, astfel încât ei să fie separați de oamenii de bună credință? Eu mi-aș dori la nivelul municipiului Roman un comerț civilizat. Nu aș dori un comerț pe stradă. Aici e problema care apare și e o problemă de fond până la urmă. Dacă există hoți, e problema Poliției Naționale să se ocupe ei și să recupereze acele bunuri, eventual să-i sancționeze pe cei care comit astfel de fapte antisociale. Problema de bază, din punctul meu de vedere, este aceea unui comerț civilizat, nu un comerț pe stradă. Nu blocăm nici traficul. Știți foarte bine că în zilele de duminică, cel puțin în zona pieței, este foarte aglomerat. Și una din cauzele pentru care este atât de aglomerat este că acești comercianți ajung inclusiv să blocheze strada Miron Costin. Mulțumesc. Da, eu vreau să vă întreb de ce nu a fost făcut publică nici la conferința de presă de lumea de și nici ulterior de întâlnirea cu sculptorul Cândurariu, care vrea să vedeți în fără interesare romanului. Da, nu a fost ținută la secret, doar că din punctul nostru de vedere a fost doar o discuție de principiu, ca un comitet de inițiativă, să-i spunem așa. În primul rând trebuie să vedem necesitățile care le-ar presupune și spațiul pe care îl presupune o astfel de investiție și ulterior să identificăm soluții. Noi am luat la cunoștință, vom analiza ceea ce ne-au spus dumnealor, le-am făcut și noi câteva propuneri și urmează în perioada următoare să mai avem astfel de întâlniri punctuale, dar în momentul în care vom avea ceva clar și concret, vom discuta. Nu mi s-a părut atât de important o discuție de principiu să facem un mare caz din ea, atâta timp ce nu e nimic concretizat încă. Obiectele în sine, statuile în sine, sunt deosebit de importante. Am luat undeva la 2000 de
E foarte important de știut că domnul pădurarul are o serie de statui înalte de 5 metri, de pentru care trebuie să identificăm o locație care să fie adecvată pentru astfel de expoziție și mai mult decât atât, această locație trebuie să se găsească și într-o zonă accesibilă și vizibilă pentru operele maestrului. Repet, în momentul de față suntem doar la stadiul unor discuții și nu cred eu că și are rostul acum să dezvoltăm prea mult până când nu vom identifica câteva soluții concrete. E prima discuție pe care am avut-o. Da. Deci în momentul de față eu pot să vă spun că am avut o primă întâlnire cu domnul Păduraru, pentru eu abia am luat la cunoștință de această situație. Vom încerca să căutăm soluții și când vom avea ceva concret vom reveni. Cam cât ar presupune ridicarea unei clădiri noi, că am înțeles că ar trebui? Da. În primul rând trebuie discuțiile care au fost legate de identificarea unei suprafețe de teren și ulterior trebuie să vină cu o gândire așa cum o vede dumnealui și din expoziție pe care le-a mai vizitat dumnealui. Ulterior, când vom avea date mai concrete, vom reveni. Undeva în parc m-ar putea, parcului? Poate fi o discuție și parcul municipal, însă momentan sunt doar discuții. Noi am oferit mai multe locații, urmează să le discutăm la următoare. Păi nu, au solicitat aici în parcul de lângă Casa de Cultură și aici le-am adus la cunoștință că e spațiu verde și nu poate fi construit. Cred că ați înțeles greșit. Eu am spus doar că vom face demersuri ca măcar la această ședință de guvern să fie eliminată acea taxă. Nu am spus că voi participa. Demersuri vom face prin Asociația Municipiilor din România, vom comunica din nou o adresă către guvern. Demersuri instituționale vom face, nu neapărat să fim prezenți fizic acolo. Noi avem pârghiile prin care acționăm și facem solicitări către guvern, în primul rând prin cele care privesc toate municipiile din România, prin Asociația Municipiilor, pentru că această problemă nu este doar problema municipiului Roman. E a tuturor municipiilor, a tuturor comunităților locale, dacă vreți până la urmă, că și Asociația Comunilor a făcut astfel de demersuri și Asociația Orașelor, toți, e un demers comun. Eu îmi doresc o discuție constructivă, o discuție pe buget. Asta cu venitul e opțiunea lor, eu nu pot să le impun, eu le fac doar invitații. Eu știu că noi avem postate de la evenimentele la care participăm, avem puse poze. Dacă îmi dați punctual unde sunt probleme, vă... Da, sunt toate pe site, sunt toate pe pagina de Facebook a primăriei.
Da, din păcate nu am reușit să ajung la acest eveniment. Eu am fost de fiecare dată. Am lipsit atât eu cât și doamna vice, fiind implicați în alte activități. Vă mulțumesc. Da, aveți dreptate. De săptămâna trecută am lansat un sondaj pe pagina de Facebook a primăriei municipiului Roman pentru a implica până la urmă activ romașcanii în luarea deciziilor care privesc comunitatea romașcană. Îmi doresc ca romașcanii să fie cei care decid locul în care se desfășoare zilele orașului din acest an. Ca și opțiuni, noi le-am propus zona centrală, ca de obicei, și complexul de agrement Moldova. Sigur, lăsând și o a treia opțiune pe care să ne o indice dumnealor. Acest sondaj va fi în vigoare până pe data de 1 aprilie, după care vom comunica răspunsul final, dar până atunci zilnic vom veni cu precizări legate de modul cum evoluează votul și, la urmă, opinia majoritară va impune locul de desfășurare a zilelor municipiului Roman. Mie mi se pare un lucru foarte important, vă spuneam, ca romașcanii să participe activ la luarea deciziilor și de fiecare dată când vor fi subiecte de interes major, vom lansa aceste sondaje pentru a afla părerea romașcanilor și până la urmă, așa cum vă spuneam, să ținem cont de părerea lor. Mi-am propus, nu, cu siguranță vom începe înainte de Paște aceste lucrări. Eu mi-am propus să am în această săptămână o discuție cu dumnealui, însă prima dată vom începe devierea acelui cablu de înaltă tensiune, care se va realiza în această săptămână. Se pare că, în conformitate cu prognoza meteo, vom reuși ca până vineri să deviem acest cablu și ulterior tot frontul de lucru să-i rămână la dispoziția constructorului. Vă mulțumesc și vă invit, așa cum vă spuneam, dacă doriți în acest moment să coborăm prima dată la Direcția de Taxe și Impozite Locale pentru a vedea cum funcționează acel sistem și ulterior, de asemenea, dacă doriți să participăm la această activitate de plantare a arborilor. Vă mulțumesc!